Recent, o companie din București a câștigat licitație pentru proiectarea 4 rute ocolitoare, ce vor fi construite în zona Moldovei, inclusiv a rutei ocolitoare Roman-Vest, în cazul căreia contractul de finanțare a lucrărilor a fost deja semnat pe 13 aprilie 2009. La sfârșitul săptămânii trecute, reprezentanții companiei s-au aflat în vizită la Roman, discutând cu reprezentanții administrației locale pe tema proiectării acestei rute ocolitoare. A avut loc licitația pe proiectare și, ca urmare a discuțiilor pe care le-am avut, joi după ce ne-am întors, vineri, după ce ne-am întors miercuri seară de la București, vineri am avut deja vizita la primărie a proiectanților pentru Roman Vest. Perioada de proiectare este de 15 luni, a fost adjudecată. Am purtat o discuție informală. Dacă vreți, ca și curiozitate, pot să vă spun de unde va începe breteaua, care va fi făcută sub formă de autostradă, pentru că ea va face legătura cu autostrada Moldova. Va ieși din E85 înainte de Horia și va intra în E85 undeva în zona dintre intersecția lui E85 cu drumul de la Țevi și Petromul de pe dreapta, al doilea după ce ieși din Roman, deci nu cel de la ieșirea din Roman, următorul. Autoritățile locale speră ca proiectul din Roman să fie considerat o prioritate de cei de la București. Sigur că va fi prevăzut și un pod peste Moldova. Ne-am pus de acord cu proiectanții asupra importantelor activități pe care trebuie să le facem în perioada următoare în vederea colaborării, urmând să ținem legătura și să ne informăm mereu, iar o rugămintea mea a fost ca timpul de proiectare să fie pe cât posibil scurtat, să încerce să reducă, dacă nu la jumătate, măcar nu mult peste jumătate. Proiectanții au deja 4 ocolitoare în Moldova de proiectat, sigur că nu le va fi foarte simplu. Am solicitat și cred că pe arta dialogului am reușit să obțin și un angajament ca cea de la Roma să fie considerată prioritate zero. În timp ce lucrările la construirea ocolitoarei Estice au început deja, construirea ocolitoarei Roman-Vest ar putea începe în cea de-a doua decada anului 2011. După ce se vor finaliza aceste lucrări, ce vor dura câțiva ani, Romanul va fi singurul oraș din Moldova care are 2 artere ocolitoare.